Din toată inima am vrea ca să aducem din nou slavă Domnului și să-i mulțumim că am mai rânduit o zi la viața noastră, ca să o trăim pentru numele Său. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, a spus Domnul Iisus, ca să dau fiecăruia după fapta Lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tăi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară? Afară sunt câinii, afară sunt vrăjitorii, afară sunt curvarii, afară sunt ucigașii, afară sunt închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună, toți aceia sunt afară. Dacă vă mai amintiți cu Ultima dată când am vorbit din cuvântul Domnului, am spus despre și am vorbit despre lumea lui Doi. Am spus Doi pentru că în orice circumstanță a vieții noastre avem doar două alternative. Am vorbit despre două căi, despre două porți, despre două feluri, două categorii de oameni și despre două destinații diferite. În dimineața aceasta aș vrea ca să continui oarecum pe același subiect și să ne uităm la marea separare, așa cum am intitulat eu cuvântul acesta de învățătură. Spunea Domnul Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept. Și ca să-și spele cineva hainele înseamnă că înainte, în prealabil, haina a fost murdară, altfel nu are sens. Și noi toți am fost în situația aceasta, noi ca oameni, toată omenirea, fiecare își vedea de drumul lui, ne spune Sfânta Scriptură. Fiecare ne-a murdărit haina, fiecare i-am întors spatele lui Dumnezeu prin străbunul nostru Adam, prin păcatul neascurtării i-am întors spatele lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a oferit o soluție și astăzi am citit ferice de cei ce spală hainele, cu toți am fost păcătoși, dar am avut posibilitatea ca să ne spălăm hainele și apoi în final să intre pe porți să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, afară. Afară e cealaltă categorie de oameni. Afară este categorie de oameni care au avut și ei posibilitatea ca să spele hainele. Au avut posibilitatea ca să intre pe porți în cetate. Au avut posibilitatea ca să aibă drept la pomul vieții și să se împace cu Dumnezeu și n-au făcut-o. Au pierdut șansa vieții lor. Și acum ei se găsesc afară. Unde? Ce înseamnă acest cuvânt afară? Apocalipsa 21, cu versetul 6. Apoi mi-a zis: să a eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este setei, îi voi da să bea fără plată din zvorul apei vieții. Capitolul 22 îmi spune: îi dau din pomul vieții. Îi dau fructul vieții ca să trăiască în veșcu cu Dumnezeu. Aici spune capitolul 21, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Dar versetul 8, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este, citeam, afară. Care este acest afară? Iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea. Moartea a doua. Vedeți, dumneavoastră, nimeni, am spus că trăim în lumea lui Doi, nimeni nu se poate eschiva să spună, eu nu sunt cu Hristos, dar îmi văd de treaba mea. Voi pocăiți cu ale voastre, voi credincioși, voi sectari, spun oamenii, cu ale voastre, eu îmi văd de viața mea și sunt drept, liber cu cugetător și așa mai departe. Nu se poate. Așa ceva ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, nu se poate, sunt doar două categorii de oameni cu două destinații diferite. Afară nu înseamnă să vezi de treabă, ci afară înseamnă moartea a doua. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Aș vrea ca să vorbesc despre marea separare. Cu toții ne îndreptăm spre finalul vieții noastre. Dacă Dumnezeu nu vine, Spun și eu, cum spunea cineva, probabil într-o sută de ani, o sută și un pic, pentru cei care probabil sunt bebelași și trăiesc mult, vor trăi mai mult, nu știm, noi niciunul de aici nu vom fi, nu vom mai fi. Dacă nu vine Domnul, eu nu cred că ajungem până acolo, sau că omenirea ajunge până acolo, cred că Dumnezeu este gata să vină și oricând este la uși. Dar ne îndreptăm cu toții spre finalul acesta și ne vom apropia de momentul acela când Dumnezeu va face marea separare, marea despărțire, marea departajare. Aș vrea ca să privesc la o separare în, făcută de Dumnezeu în Vechiul Testament, să privim împreună. Am vrea să privim împreună la o separare făcută de Domnul Isus Hristos în Noul Testament și în al treilea rând am vrea ca să privim împreună la o separare cerută pentru noi, de Dumnezeu, pentru noi în viața creștină. Așadar, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, în Geneza, capitolul 12, despre marea separare pe care începe Dumnezeu să o facă. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta. Ești din rudenia ta și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Știți ce au dorit oamenii când i-au întors spatele lui Dumnezeu? Ne spune Geneza, capitolul 11, versetul... <coughs> 4. Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume. Aceasta a fost dorința omului lipsit de Dumnezeu. În orice eră și în orice timp, dorința lui omului care l-a părăsit pe Dumnezeu și care a fost lipsit de slava lui Dumnezeu. A fost să se întoarcă din nou în prezența lui Dumnezeu acea stare din care omul a căzut. Dar a încercat să se ducă prin ușa din dos. Au încercat oamenii să-i spună și s-au coalizat să-i spună lui Dumnezeu Doamne, putem să rezolvăm situația, situația aceasta și fără Tine. O vom face prin ușa din dos. Ne spune Scriptura că tot aveau o singură limbă, aceleași cuvinte, au pornit înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara șinear și au descălecat acolo. Și au zis, haideți să trecem la treabă. Vrem să ne întoarcem la starea de odinioară. Vrem să ne întoarcem la starea de absolut, să facem cărămizi și să-l ardem bine în foc și să ne zidim o cetate, vesetul 4 și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Și au râs oamenii de situația aceasta. E o legendă, e o poveste. Uite ce cred creștinii. Le-au stat în minte că ar putea cumva să facă acele cărămizi, să le pună împreună la oaltă și să facă un turn ca să ajungă cerul. Au râs oamenii. E adevărat, toată masa pământului făcută cărămiz, puse una peste alta, nu pot să ajungă la cer. Dar știți ce e interesant? Dumnezeu a zis, versetul 6: Iată ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată ce s-au apucat acum: nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Însuși Dumnezeu, Creatorul, se uită la acțiunea omului pe pământ și spune: nimic nu i-ar împiedica să facă ceea ce și-au propus. Înseamnă că este ceva la mijloc. Înseamnă că Dumnezeu a văzut posibilitatea ca omul să se ridice pe, la, pe ușa din spate și să ajungă înapoi din locul de unde a căzut. Acolo era o taină. Babel înseamnă încurcătură, dar Bab-il înseamnă în al doilea rând poarta cerurilor. Au vrut să facă un zigurat în care să ajungă la starea de Dumnezeire, să ajungă înapoi de unde au căzut și să-și facă un nume. Dumnezeu le oprește proiectul acesta, îi împrăște pe toată suprafața pământului și intervine Dumnezeu Avrame, ieși de acolo, de unde, Doamne? Din Ur, din Haldea, din Cornul de Aur, din cea mai frumoasă cetate, din cel mai bogat loc, din cel mai prosper loc, de unde ai putea ca să o duci bine, Avrame, ieși de acolo, din confortul tău și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Din tine, Avrame, vreau să fac un neam mare, te bine binecuvânta și vreau să-ți fac ceea ce oamenilor de la Babel nu le-am dat voie, un nume. Vreau ca să-ți fac un nume, Avram. Și asta era planul lui Dumnezeu. Începe marea separare, Față de lume, Dumnezeu scoate un om afară și face acea separare ca să-i facă ceea ce oamenii n-au putut un nume. Geneza în numeri, capitolul 23, ne spune Scriptura în al doilea rând. Capitolul 23 cu versetul 9, se uită Balam, îl văd și spune Din vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimea dealurilor. Este un popor care locuiește de o parte și nu face parte dintre neamuri. Un popor care locuiește de o parte, o națiune care este separată de Dumnezeu. A luat Dumnezeu un om pe Avram, a făcut din el un popor și acum ia Dumnezeu acea națiune și o scoate afară și o separă de toate națiunile Pământului. Este un popor care locuiește de o parte. Prin Duhul Sfânt vedea Balam lucrul acesta. Pentru că începuse cu Dumnezeu, dar sfârșit fără de Dumnezeu. Îl vede prin Duhul Sfânt un popor care nu face parte dintre neamuri. Este poporul care aduce speranță omenirii. Este poporul din care va răsări mai târziu steaua din care va răsări cel care va conduce lumea înspre neprihănire, și soluția lui Dumnezeu va veni prin poporul acesta, pentru că poporul nu face parte dintre neamuri. Exodul, capitolul 33, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 16. Cum se va ști, întreabă Moise pe Dumnezeu, că am căpătat trecere înaintea ta, Doamne, că am căpătat trecere eu și poporul tău, oare nu când vei merge tu cu noi? Și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața Egiptului? Nu în felul acesta vom fi deosebiți? Nu în felul acesta ne vom face notă discordantă de toți ceilalți de pe pământ? Deuteronom, capitolul 33, cu versetul 28. Israel este fără frică în locuința lui. Izvorul lui Iacov este de o parte. Ceea ce îi dă lui Iacov sursa energiei, ceea ce îi dă lui Iacov viața. În Orient, apă este foarte, este monopol de stat, e foarte scumpă și rară. Și cuvântul Domnului vine și ne spune că izvorul, acela din care izvorăște apa, izvorul lui Iacov, este un izvor de o parte. Este pus de o parte într-o țară plină de grâu de mus și cerul lui picură rouă, Poporul acesta nu face parte dintre neamuri, pentru că eu l-am scos de o parte. Ne spune Scriptura iarăși în Ezra, un moment de uh, agonie, dacă pot să spun, în Ezra capitolul 9, au venit oamenii și au spus lui Ezra: "În ce situație și în ce se aflau?" Și spune atunci când am auzit versetul 3, lucrul acesta, mi-am sfârșit hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și pere din barbă și am stat, am stat jos mâhnit. Dar de ce? Căci oamenii aceștia ne spune cuvântul și au luat neveste din fetele lor și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora. Și au făcut în primul rând căpeteniile, s-au omestecat, Dumnezeu a luat un om și Dumnezeu a luat o națiune să o pună de o parte și Dumnezeu face marea separare. Din națiunea aceasta, în al treilea rând, Dumnezeu pune de o parte, ne spune Cartea Deuteronom o seminție, seminția lui Levi. Levi care înseamnă alipire, o pune Dumnezeu de o parte și dorește ca să îi slujească și să îi aibă aproape. Capitolul 10 cu versetul 8 ne spune cuvântul În vremea aceea, Domnul a despărțit seminția lui Levi și a poruncit să ducă chivotul legământului Domnului, să stea înaintea Domnului ca să îi slujească și să binecuvinteze poporul în numele Lui. Lucru pe care l-a făcut până în ziua de astăzi. A luat Dumnezeu un om, a luat Dumnezeu o națiune și a luat Dumnezeu o seminție din mijlocul acelui popor ca să îi slujească și să stea aproape, să se alipească de Dumnezeu. Exodul capitolul 24 ne spune că din națiunea aceea Dumnezeu face mai un lucru mai departe, o apropiere și mai adâncă și ne spune în Exodul 24 cu versetul 1 Dumnezeu a zis lui Moise Suiete la Domnul tu și Aron, Nadab și Abihu și 70 de bătrâni al lui Israel și să vă închinați de departe aruncându vă cu fața la pământ. De aici Dumnezeu din națiunea lui Levi ia un grup de reprezentanți Moise, Na Aron, Nadab și Abihu și apoi 70 care erau din și făceau parte și din celelalte seminții, îi ia Dumnezeu aproape ca să fie reprezentanți ai poporului. Exodul, capitolul 28, ne spune că Dumnezeu mai face o separare cu versetul 1 și ia de aici o familie. Apropie de tine, îi spunea lui Moise, pe fratele Tău Aron, și pe fiii tăi și i-ai de copiii lui Israel, și pune de-o parte în slujba mea ca preoți pe Aron și pe fiul lui Aron Adab, Abihu, Eleazar și Tamar. Dumnezeu separă de grupul acela de reprezentanți și pune de o parte o familie. Și în sfârșit în fine, Dumnezeu separă din familia aceea și pune de -o parte, iarăși un om. Pe marele preot. Exodul 28 cu versetul 2, fratelui tău Aron să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de podoabă. Și apoi să pui, când va intra versetul 29, Aron în Sfântul locaș va purta pe inima lui numele fiului lui Israel, să pate pe pieptarul judecății ca să păstreze totdeauna aducerea aminte de ei înaintea Domnului. Dumnezeu face separarea ca să vină un om și să ducă păcatele poporului să îl reprezinte pe Israel înaintea lui. Aceasta este separarea, marea separare făcută de Dumnezeu în Vechiul Testament. Haideți să ne uităm în al doilea rând despre separarea făcută de Domnul Isus în Noul Testament și să încercăm să învățăm ceea ce ne cere Dumnezeu, separarea pe care Dumnezeu ne cere să o facem. Ne spune Scriptura că Ioan capitolul 1 cu versetul 11, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a venit la ai și ai săi nu l-au primit. A venit la ai la națiunea Israel și ei nu l-au primit. Dar de acolo au fost totuși oameni, dacă pe ansamblu națiunea nu l-a primit, ne spune cuvântul Lui Dumnezeu că, totuși, Domnul Isus a avut oameni care l-au urmat. Marcu, capitolul 5, cu versetul 1, au ajuns pe celălalt țărm al mării, în Ținutul Gadareinilor și uh, versetul 15. În fine, se pare că trimiterea am, am greșit-o, dar vreau să spun că au fost situații în care norodul îl îmbulzea. Multe situații, nu-i doar o singură trimitere. Norodul îl îmbulzea, cu toate că națiunea Israel pe ansamblu nu l-au acceptat, au venit la Isai și Isai nu l-au primit, totuși au fost situații în care mulțimea îl îmbulzea. Vă amintesc doar o situație când se duce în casa lui Jair, și pe drum vine o femeie și se atinge cu credință și este vindecată. Se întoarce Domnul Isus și spune, cine s-a atins de mine? Doamne, vezi că mulțimea se îmbolzește, vezi că toți te împing într-o parte în alta și mai întreb cine s-a atins. Tot timpul în prejurul Domnului Isus erau uh, o, mulțime de oameni care încercau ca să îl atingă pe Domnul Isus Hristos. Dar nu toți îl ascultau, nu toți care îl ascultau îl doreau pe Domnul Isus să, să fie aproape, cine spune scriptura, în Luca în capitolul 10 cu versetul 1, după aceea Domnul din ăștia toți din mulțimea aceasta a rânduit alt 70 de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui și în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Din mulțimea aceea, din norodul acela care îmbulzea Domnul Iisus face separarea și scoate 70 de ucenici și îi trimite în lucrare. Dar nu-i suficient. Spune Scriptura că oamenii aceștia, că ucenicii, mai este o categorie în care sunt mai aproape de Domnul Iisus și a ales Domnul Iisus 12 ucenici. Avea mulțimea care îl înconjura. Avea cei 70 de ucenici. Erau mulți care mergeau cu el. Dar Domnul Isus a ales un cerc mai apropiat și a ales 12 ucenici ca să fie aproape de El. Dar știți că se poate și mai aproape? Au fost 12 care au stat cu El la masă. Au fost 12 care i-au urmat învățăturile, l-au ascultat, au avut privilegiu să aibă scriptura explicată la prima mână. Au avut privilegiul să fie puși să împartă pâinile și peștii pe care Domnul Dumnezeu, Domnul Isus i-a înmulțit. Au fost aproape în cercul Domnului Isus Hristos. Dar ne spune Sfânta Scriptură că mai erau un cerc, mai erau un cerc și mai apropiat. Petru, Iacov și Ioan erau un cerc mai intim cu Dumnezeu, cu Domnul Isus. Ne spune Scriptura în Luca, capitolul 9, cu versetul 28, că oamenii aceștia, la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și s-a suit să se roage acolo pe muntele Tabor. Și acești trei ucenici au văzut ceea ce ceilalți 12, ceea ce acei 70 și ce mulțimea nu a văzut. Au fost într-o intimitate mai adâncă cu Domnul Isus Hristos pe Tabor și au avut acolo o parte de viziune și au avut acolo o parte de vedenia celui preanalt în care s-a coborât, sau au coborât doi oameni și stăteau de vorbă cu Domnul Isus Hristos. Oamenii aceștia, în Marcu 5, cu versetul 37, ne spune Scriptura că au fost chemați ca să-i vindece fata lui Iair. Și Isus n-a lăsat pe nimeni să intre afară de trei. Petru, Iacov și Ioan. Se pare că oamenii aceștia aveau părtășie mai apropiată cu Domnul Isus Hristos. În sfârșit, ne spune Scriptura în agonia din Ghețimani, Marcu 14 cu 33, că s-a dus împreună cu ucenicii, dar la un moment dat a mers puțin mai încolo și a luat cu ei pe Petru, Iacov și Ioan. Oameni care au avut șansa și să aibă părtășie cu Domnul Isus Hristos. Dar știți că se poate și mai aproape? Ne spune scriptura în Ioan, în capitolul 13, că era un ucenic care se culca pe pieptul Domnului Isus Hristos. Și versetul 23 ne spune unul din ucenici, acela, de fapt Ioan vorbește despre el, dar spune despre el acela. Pe care îl iubea Isus. Ori Isus iubea pe toți. Da, iubea pe toți. Dar era unul mai apropiat. Era unul care era aproape de el și își culca tâmpla pe pieptul Domnului Isus Hristos. Acela pe care îl iubea Isus stătea la masă culcat pe sânul lui Isus și Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. Ucenicul acesta avea o ocazia să stea împărtășie mai apropiată cu Dumnezeu. Știți la ce mă refer și de ce am scos în evidență lucrurile acestea? Separarea aceasta pe care o face Domnul Isus Hristos este în funcție de cât vrea omul să se apropie de scaunul Harului. Cu toții putem fi acel Ioan. Acum când Domnul Isus a înălțat la cer și ne-a dat Duhul Sfânt ca să fie cu noi și în noi, cu toții putem fi acel care și-a plecat tâmpla pe pieptul Domnului Isus, ucenicul acela pe care îl iubea Isus, depinde cât de mult mă apropii de scaunul Harului. Ne spune Cartea Evrei să ne apropiem ca să căpătăm Har, să ne apropiem de scaunul Harului. Cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atât e mai mult har, cu atât e mai multă părtășie, cu atât e mai multă binecuvântare, cu atât e mai mult din Dumnezeu și înțeleg mai mult lucrările Lui. Dacă mă mulțumesc să fac parte dintre cei trei, e bine și așa. Îi vorbește, le vorbește Domnul Isus și lor. Le face Domnul Isus parte și lor de părtășie și de lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Dar nu e la fel ca Ioan. Dacă mă mulțumesc din cei 12, dacă mă mulțumesc să, fiu, să fac parte din cei 70 sau doar să vin la adunare ca norodul care îl îmbulzea, când e vorba de o a pâinilor, hop și eu. Când e vorba să facă Dumnezeu o vindecare, vin și eu. Când e vorba să fie o seară de părtășie minunată, vin frați dintr-o parte, din alta și e frumos, vin și eu. Ca norodul care îl îmbulzea din toate părțile. Și plec acasă spunând, astăzi am văzut lucruri nemaipomenite. Dar știți că se poate mai aproape împărtășie cu Dumnezeu? Domnul Iisus în Noul Testament a făcut separarea aceasta. Și am vrea să privim acum în al treilea rând la separarea cerută de Dumnezeu fiecărui credincios. În primul rând, Geneza capitolul 1 cu versetul 4, nu mai citesc, dar ne spune acolo o Sfânta Scriptură că Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dincolo de modelul acesta sau de imaginea aceasta fizică, din punct de vedere spiritual, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi în dimineața aceasta, în casele noastre, în familiile noastre, în biserică, să separăm ce este lumină de ce este întuneric. Ne spune Scriptura în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 10, în felul următor: Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă condamnați-le, osândiți-le, cercetați ce este plăcut și nu luați parte deloc la lucrările neroditoare. Stați în lumină și nu vă aliniați și nu stați împreună cu cei care stau în întuneric. Ioan capitolul 3 cu versetul 20 ne spune Scriptura că oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină. De ce? Că îi se văd faptele, îi se vede purtarea, îi se vede viața trăită fără de Dumnezeu. Oricine face răul, stă acolo în întuneric. Și Dumnezeu a separat lumina de întunericul, de întuneric, și mă cheamă și pe mine și te cheamă și pe Dumneata să faci astăzi același lucru. Separă lumina de întuneric. Separă faptele rușinoase de faptele făcute în neprihănire. Oricine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, pentru că sunt făcute în Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca să facem lucrul acesta. În al doilea rând, după ce am făcut lucrul acesta, după ce am separat lumina de întuneric, Dumnezeu mă cheamă într-o situație mai apropiată. Mă cheamă în Ieremia, capitolul 15, să mai fac un pas într-o separare. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, îi spune aici lui Ieremia, versetul 19, de aceea așa vorbește Domnul. Vorbea Dumnezeu către Ieremia. Dacă te vei lipi iarăși de mine, deci nu către popor, către Ieremia, dacă te vei lipi iarăși de mine, Ieremia, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Vorbește Dumnezeu cu Ieremia, omul lui Dumnezeu. Apostol, prorocul pe care Dumnezeu l-a pus de deoparte din pântecele mamei lui, pe care l-a chemat și care l-a dedicat, pe care l-a dedicat în slujbă. Se pare că în viața lui Ieremia a avusese loc așa o cădere, se pare că a avusese loc un lucru care l-a despărțit de Dumnezeu. Și vine Dumnezeu și îi spune, Eremia, tu ai fost pocăit, tu ai fost credincios. Vreau să spun astăzi, dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Și anume, Eremia, vreau un lucru, vreau ca să faci un lucru, să desparți lucrurile care sunt de preț, lucrurile care au valoare înaintea ochilor lui Dumnezeu, să le desparți de cele care nu au valoare. Și revenim la noi. Exact ca Ieremia, poate uneori ne găsim și noi. Care sunt lucrurile acelea care n-au preț, care n-au valoare? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni, capitolul 4, cu versetul 9. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, deci sunteți credincioși, pocăiți, ați venit la Dumnezeu, ați despărțit lumina din întuneric, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Ieremia, vreau să desparți lucrurile de preț, care au valoare în ochii mei, față de lucrurile care sunt fără de preț. Slabe, învățături începătoare, slabe, sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou. Și anume, spunea aici Pavel, voi păziți zile, luni, vremi, ani, ritualuri, obiceiuri. Dacă faci așa, ajungi mântuit, dacă nu faci așa, n-ajungi mântuit. Forma asta, rugăciunea spusă de trei ori, de șapte ori, înconjura biserica de nu știu câte ori și așa mai departe, lucruri slabe și sărăcăcioase, lucruri ieftine, Forme, obiceiuri, tradiții care au menirea să ne despartă de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca să despărțim lucrurile acestea. Ce este fără preț în ochii lui Dumnezeu? Mai citesc în 1 Samuel, foarte pe scurt, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu despre lucrurile cele care erau fără de preț. Îi confruntă. Prin gura lui Samuel pe poporul Israel îl confruntă Dumnezeu și vorbește 1 Samuel 12 cu 21. Nu vă abateți de la el, spunea Samuel poporului, altfel ați merge după lucruri de nimic care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. Au ajuns, ne spune în Cartea 2 Regi, capitolul 17, cu versetul 15, pentru că au mers după lucruri de nimic, au ajuns ei înșiși ca fiind de nimic. Lucruri care sunt de preț față de lucruri care sunt fără de preț. Iarăși în cartea Amos ne spune Scriptura, <coughs> capitolul 6 cu versetul 13, despre o categorie de oameni, vă bucurați de lucruri de nimic și ziceți, oare nu prin tăria noastră am câștigat noi putere? Ați văzut oameni care se bucură când câștigă echipa favorită la fotbal? și trăiesc momentul și investesc bani și fac cinste la toți și cheltuie și fac tot felul de mese, au câștigat cu tare echipă, lucru de nimic. Lucru de nimic și îs în stare să, 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 să sune într-o parte în alta, să în stare să zbere, să în stare să strige de bucurie. Au câștigat, domnule, echipa lor, îți dai seama. El nu a câștigat nimic. Au câștigat echipa. Au câștigat țara, au câștigat știu eu ce uh, campionat și așa mai departe. Vorbește Dumnezeu. Măi, vă bucurați de lucruri de nimic. N-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. Și Dumnezeu vrea ca să despărțiți ce este de preț față de ce este fără de preț. Nu ne neapărat păcătoase. Nu ne neapărat lucruri care uh, îs departe de Dumnezeu. Dar n-au preț în ochii Lui. Nu spune nimeni că îți pierzi mântuirea în felul acela, dar n-au preț în ochii lui Dumnezeu. Și ca să se apropie Dumnezeu, trebuie ca să renunțăm și la lucrurile acelea. O altă treaptă a apropierii de Dumnezeu, Ezechiel, capitolul 42, cu versetul 20, ne spune Scriptura, atunci când a vorbit să facă templul, a măsurat astfel în cele patru laturi zidul de jur împrejurul casei și zidul acesta în partea a doua a despărțea locul sfânt de cel nesfânt. La templu aveam locul care era numit Sfânta Sfintelor, un loc în care se intra o singură dată pe an de un singur om și omul acela trebuia să aibă un ritual întreg de curățire, și omul acela trebuia ca să aibă cu el sânge ca să facă ispășirea norodului. Apoi era locul sfânt, în care ei intrau alți preoți de o treaptă inferioară și făceau slujba. Apoi era curtea evreilor și apoi era curtea neamurilor. Curtea neamurilor nu era considerată sfântă și trebuia făcut un zid între locurile sfinte și locurile nesfinte. Și asta ne, ceară, ne cere Dumnezeu. Să facem o departajare clară pentru cei care sunt chemați de Dumnezeu în slujbă, pentru cei care sunt chemați de Dumnezeu să trăiască, să, să vadă ceea ce Dumnezeu vrea să le transmită: să fie ochiul poporului, să fie gura poporului, urechea poporului, să se uite Dumnezeu și să anunțe ce vremuri vin. Oamenii aceia, Trebuie să despartă lucrurile prea sfinte, lucrurile sfinte de cele care nu sunt sfinte. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Apoi 2 Corinteni capitolul 6 versetul 14, un text care se citește de multe ori la căsătorie, ne spune Scriptura ce legătură este între lumină și întuneric. Cum pot să stea aceste două elemente împreună, lumina și întunericul? Ce legătură este între fără de și neprihănire? Cum poate cineva care e copil al lui Dumnezeu să se unească în afaceri, să se unească în căsătorie sau să se unească în alt ceva, alt lucru care, care cere o preocupare de plină cu cel care este necredincios? Ne spune Scriptura despărțiți-vă, ieșiți, 2 Corinteni 6 cu 17, ieșiți din mijlocul lor și eu vă voi primi. Doamne, ajută-ne să înțelegem și lucrul acesta. Ce legătură poate fi între cel care l-a primit pe Dumnezeu și între cel care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și face parte din întuneric? Ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă la nivel de afaceri, despărțiți-vă la nivel poate de prietenii între tineri, tinere, ca Dumnezeu să lucreze și să binecuvinteze viața. Și în ultimul rând cu care aș vrea ca să închei, ne spune Scriptura că Dumnezeu a hotărât pentru noi un mare preot despărțit, sfânt, nevinovat, despărțit de păcătoși. Evrei 7 cu versetul 26. <coughs> și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri. Ne cheamă Dumnezeu peste tot în Sfânta Scriptură să fim sfinți pentru că El este sfânt. Pentru că Dumnezeu este Sfânt, ne spune 1 Petru capitolul 1 cu versetul 15, Sfiți și voi Sfinți în toată purtarea voastră. Spuneam că vom ajunge la momentul acela care se numește Marea Separare. Dumnezeu va face despărțirea. Așa cum a făcut-o în Vechiul Testament, așa cum a o făcut-o Domnul Isus în Noul Testament, ne cheamă să facem separarea între lucrurile care îi plac și lucrurile care nu îi plac lui Dumnezeu. Și în felul acesta vom ajunge pe porți în cetate, vom ajunge să sorbim din izvorul apei vieții, să gustăm din pomul de viață și să fim împreună cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin!